Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, începe deșteptarea, începe o nouă zi. Bună dimineața. Mereu cu gândul la viitor, în alte oficialități din județul Cluj au inaugurat cu fast o capelă mortoară. Eu vă spun, eu cred că știrea asta trebuia să se întâmple doar ca să putem da acest tip. V-am zis, da, când s-a făcut guvernarea PNL-PSD, v-am spus, o să ne ofere foarte mult conținut. Și într-adevăr, ne oferă foarte mult conținut. Cum, mă? Deci se inaugurează cu tăiat de panglică și cu discursuri o capelă mortoare. Se gândesc mereu la viitor. Nu? La liniștea lor, cumva. Că și da, la liniștea tuturor. Și ce să fac? Da. Inaugurează ce prind. O capelă mortoare a fost deci inaugurată în comuna Baciu, satul Mera, din județul Cluj. Eu zic, și la sat. Atenție pentru mediul rural. Da. La inaugurare au participat prefectul Clujului, ești nebun, domnul Tașna Disilar, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vaca Rișvan, deputatul UDMR Cluj, Cioma Botond, alături de alte oficialități din Baciu, scrie publicația Știri de Cluj. Eu cred că e ceva acolo ce nu știm noi. Deci eu credeam că au venit primarul și viceprimarul. Ce să fie, domnul? Fac ea ceva, vreo plăcintă, vreun proțap, fac ceva șmecher și au zis aia, bă, o inaugurare aia de capelă, nu vreți să mergem, tăiem o panglică și ciugulim ceva. Vă spun că e de sunt inaugurări, sunt inaugurări ca lumea la Mera. Da, voi ați mai fost la Mera la inaugurare, a întrebat domnul Tașna Disilar. Și au zis, nu, mama mea, e poate ce plăcinte fac doamnele acolo. Colivă. O colivă de da, mori. Primarul Balaș Ianoș, deci a fost și primarul. A declarat următorul lucru. Într-un fel, a zis dânsul, această capelă mortoară marchează trecerea secolului actual. Băi, este profund, e total pe bune, sigur, cu întârziere de două decenii, acum spre trei. Da, mă rog, ce sunt două, trei decenii față cu veșnicia capela mortoară? Între timp, scrie publicația Știri de Cluj, oamenii stau în trafic orele și pe calea Baciului, nimeni nu rezolvă o groapă care le strică, mă rog, le taie cauciucurile șoferilor. Mamă, ce analogie, deci comuna Baciu și calea Baciului, știi? Da. Adică... Păi, cum? Da, frumos. Dar pe de altă parte, administrația locală, nu, eu nu dau seama de ce nu se înțelege. Asta nu e... se ocupă de mizilicuri de-astea, de drumuri, asfalt, astea, stricăciuni mici. E cu ochii pe eternitate, mă înțelegi? Adică... Morții cu morții, vii cu vii. Vii cu treaba lor. Și în administrație. N-ați înțeles, e viitorul ăla infinit. Da, exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.